Mulțumesc, domnule președinte. O astfel de reglementare era necesară cu mult timp în urmă. Slavă Domnului, colegi de-ai noștri au fost foarte bine intenționați și au propus un proiect de lege care sper să fie perfecționat și clarificate anumite chestiuni la Camera Deputaților. Atrag atenția că în proiectul de lege, ca orice lege care poate fi perfectibilă, sunt câteva lucruri care nu sunt clarificate. În primul și în primul rând este vorba de așa zisul pașaport de calitate și în legătură cu această noțiune ar fi extraordinar de bine dacă s-ar reglementa tot prin această lege că atunci când se tranzacționează terenurile agricole, acest pașaport de bonitate să fie documentul pe baza căreia se face tranzacționarea respectivă. Și nu numai, fiindcă tot vorbeam de pașaportul de bonitate, acesta trebuie să fie revizuit periodic printr-o măsură instituită prin lege, pe de o parte, și sancțiuni pentru cei care nu respectă aceste lucruri de ritmicitate. La fel cum ar trebui prevăzute în lege și așa zisa exploatare sălbatică. Diminuarea resurselor potențiale de fertilitate ale terenului, cred că trebuie să capete note cu mult mai grave privind sancționarea terenurilor agricole. Bineînțeles, cei care au grijă de principala resursă a României, probabil că în legea fiscală va trebui să prevedem niște facilități fiscale. Cei care contribuie într-adevăr la productivitate și bunitatea solurilor să beneficieze de așa ceva. Grupul senatorilor Partidului Mișcarea Populară vor vota pentru. Cert este că suntem dispuși și în Camera Deputaților să ne aducem și noi aportul vis-a-vis de cel puțin cele câteva chestiuni care le-am enunțat. Vă mulțumesc, domnule președinte.